Până dimineața. Acum îmi servești și o cafeluță. De data aceasta fără lăptic, fără spumă, pentru că țin post. Nu prea văd comentariile voastre pentru că sunt pe telefon și este pe stativ. Stați așa, că până ajung sus unde ar trebui să le citesc, gata, trebuie să văd acum. Până dimineața, zână bună! M-aud bine că vorbesc în șapte, așa puțin că Sofica mea doarme și nu vreau să o deranjez. Iar trebuia să plecăm și s-a amânat plecarea pentru că mai trebuie să meargă cineva cu mine și cred că abia luni o să plecăm. Angelica, bună dimineața, zână bună. Deci când ajungem partea de sus, comentariul Angelica i l-am văzut. Ce faceți? Cum sunteți? Aș fi vrut să dorm și eu mai mult, dar n-a fost posibil. Pentru că este gălăgie de la magazin, de aici, de la noi. Am aprovizionarea la un magazin chiar unde am eu balconul. Și de la ora 5 începe gălăgia. Bună dimineața, Florentina! Felicitări! Felicitări pentru bluzițele tale Flowers. Le-am admirat. Foarte frumos. Nu este nimic important, este că te auzim noi. Stai. Neața. Mamă, dacă de greu văd. Da. Am zis să servesc împreună cu voi cafeluța. Poate vreți o feliuță de prăjiturică cu căpșuni. Dacă este de post, aș vrea. Pentru că am început și eu postul. Nu este un post mare pentru Sfinții Petru și Pavel. Este foarte sănătos să ținem post. Oricum, după ce am ținut postul mare de Paște, am zis că în fiecare miercuri și vineri voi ține și voi încerca și în zilele de luni. Voi încerca cu pași mărunți. Cu pași mărunți. Și am zis să-mi servesc cafeluța alături de voi și să croșetez puțin. Pentru că acesta este momentul meu de relaxare. Am terminat rochia lungă din Flowers. Azi o să o probez încă o dată și o să văd dacă mânecile rămân așa scurte în acel stadiu, pentru că am făcut niște mâneci fluture, sau dacă voi continua puțin la ele. Voi face o singură mânecă și dacă nu-mi place, deșir și las la stadiul actual și voi începe să verific ceea ce am scris pe agenda și să transcriu. Pentru că această rochiță am lucrat-o așa printre picături și mi-am notat pașii, mă opream, lucram la proiectul din cutie care este prioritar, pe urmă mai intervenea ceva, pe urmă turnam lumânări pentru că asta este situația, trebuie să le facem pe toate. În orice caz, tot ceea ce fac în prezent, fac cu mare plăcere, fac din suflet. Și satisfacția este enormă, pentru că atunci când lucrezi ceea ce îți place, nu contează că lucrezi de dimineață până seara. La mine ziua de lucru nu are 8 ore, ci are mult mai multe ore. Bună dimineața, furnicuța! Mulțumesc! Deci când ajung comentariile în partea de sus, le văd. Op, și acum strănut! Sănătate la toată lumea! Sănătate la toată lumea! Ia uite, să fac aici un model plasă. Am primit cadou de la scumpa mea, Adina Dedu. Bună, Gabriela, asta explic acum. Am primit un fir din bumbac extraordinar de frumos, extraordinar de frumos și de moale. Și de moale și asta, bună, Alina. Deci când ajung comentariile în partea de sus, văd ce scrieți, da? Să nu vă supărați dacă nu citesc tot.
Este foarte mare, moale, dar asta și pentru că lucrez cu o croșetă tulip de 5 mm. Și vreau să fac ceva foarte, foarte lejer și voi folosi acest model plasă. Pentru acest model plasă, să știți că aveți nevoie de un număr impar de ochiuri și o să vă explic puțin. De ce impar? Pentru că avem piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. O să iau prima parte, o secundă, să vedem dacă intră în cadru. Ce culoare să zic, e un muștar așa mai închis puțin, dar în orice caz nu redă frumusețea camera, că nu am lumină. Așa, nu se vede tot, n-am ce să fac, uitați ca să strâng, ca să vă dați seama. Ăsta este în spatele, fața o fac mai lată pentru spate. Am început cu 69 de ochiuri de lanț și apoi am ridicat un picioruș dublu, am sărit un ochi. Am realizat un ochi de lanț, picioruș dublu în următorul ochi de lanț, sărim un ochi, picioruș dublu în următorul ochi de lanț, sărim un ochi, picioruș dublu în următorul. Cred că este destul de simplu. Ochi de lanț, sărim un ochi, picioruș dublu în următorul. Bun. Ajungem la sfârșitul rândului. Da? Realizăm ultimul picioruș dublu în ochiul 69. Ochi de lanț, întoarcem lucrul. Iar apoi ridicăm un picioruș dublu. De ce zic ridicăm? Pentru că fac cu metoda aceea, o aveți și la mine pe canal. Ca să nu am cele trei ochiuri de lanț și să fie marginea subțirică, eu ridic piciorușul dublu astfel. Croșetez în primul ochi un picioruș simplu, o să vă arăt imediat, iar apoi în bucla din stânga mai ridic un picioruș simplu și astfel se ridică un picioruș dublu. Doamnele care lucrează foarte strâns poate să facă operațiunea asta încă o dată, adică încă o dată un picioruș simplu în bucla din stânga. Bun, aici vreau să vă explic. Ar trebui să avem picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, doar că eu, ia uitați cum fac, eu fac piciorușul dublu în spațiu, adică nu fac în ochiul aferent piciorușului dublu, ca să fie modelul acesta de plasă. Atunci, la rândul acesta, după ce am ridicat piciorușul dublu, imediat în primul spațiu, unde am ochiul de lanț despărțitor de pe rândul anterior de la primul rând, fac un piciorușul dublu. Deci am ridicat un piciorușul dublu, piciorușul dublu, apoi un ochi de lanț, picioruș dublu în al doilea spațiu, un ochi de lanț, picioruș dublu în următorul spațiu, un ochi de lanț, picioruș dublu. Deci odată la un rând o să avem această căsuță, adică picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, iar la rândul următor, automat o să avem picioruș dublu și un alt picioruș dublu imediat ca să putem să urmăm acest model. Și la sfârșitul rândului, la fel facem la acest rând. Deci avem picioruș dublu, ochi de lanț, în ultimul spațiu picioruș dublu, adică unde avem ochiul despărțitor și picioruș dublu în ultimul ochi. Apoi, la rândul al treilea, o să avem piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, dar vom face cum am făcut aici, la primul rând. Picioruș dublu, ochi de lanț, în primul spațiu picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. La rândul al patrulea vom face ce am făcut la cel de-al doilea rând, ca să putem să avem acest model de plasă. Adică picioruș dublu, imediat în primul spațiu picioruș dublu, nu avem ochiul de lanț. Cred că ați înțeles. Bun, și ăsta este spatele. Eu am început cu 69 de ochiuri de lanț. Am urmat acest model, mi-am și notat, uitați să vă arăt aici pe acest trepiedul. Deci de la rândul 1 până la 13 inclusiv, am urmat acest model plasă, iar apoi am făcut răscroiala la subbraț, la rândul 14, adică 1, 2, 3, 3 piciorușe duble am lăsat nelucrate și pe urmă am început la fel și în partea cealaltă. Bineînțeles. Și am mers așa de la rândul 14 până la 25 inclusiv și sus la gât, ca să nu mă jeneze, la fel am făcut o răscroială micuță. Adică mi-am oprit în partea dreaptă 8 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț și am mers 3 rânduri, iar apoi m-am prins și în partea cealaltă și am făcut la fel. 8 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Ăsta este spatele.
Nu știu cum să-l fac ca să intre în cadru, că dacă am telefonul, vă dați seama că nu se vede tot. Așa, pentru față. Da, se aude și o motocicletă. Pentru față. Încă n-am făcut schița, este la mine în cap. Pentru față. Unde mi-am notat, mă? Am scris bumbaca din adedu și 5 mm tulip. Pentru față am început cu 87 de ochiuri de lanț. Și o să fie așa. Aici. Că o să am un decolteu. Uite așa. Da? Asta e la spate. O să vadă partea din spate și în față. Bineînțeles că voi face răscureala la sub braț, tot la rândul 14. Da? Apoi o să merg o porțiune să văd, pun pe mine așa ca să-mi dau seama să nu fie foarte decoltată și voi continua cu 8 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, bretelutele astea. După ce voi face cele două părți, repet, fața este mai mare ca și spatele, pentru că avem sânii și bumbacul acesta necesită o atenție specială. Nu este foarte, foarte elastic, știți? Când aveți, de exemplu, Forever, nu prea este nevoie să puneți mai mult. Depinde acum, depinde de croi, de model, sunt multe, dar eu am optat să fac exact așa. Și după ce voi face ambele părți, voi uni în partea de sus. Apropo, ațele acestea eu le las întotdeauna mai lungi ca să mă ajut să nu mai folosesc alte fire. Pur și simplu să pun firul pe în ac și să cos în partea de sus. Deci voi pune ața în ac, voi coase în partea de sus, apoi pe lateral, voi proba și voi continua în partea de jos cu un alt model. Să văd cum iese. Prima dată vreau să fac, am văzut la Adina când am fost în lanul de lavandă, a venit o domnișoară și era îmbrăcată, știți că se poartă acum modelul la plasă așa. Ia uitați că vă desenez aici. Pac. Se fac mânecile. Da? Așa, se fac mânecile. După ce avem ambele mâneci, continuăm și facem aici doar în partea de sus. Știți că se poartă. Sau facem partea de sus, două, așa. Eu vă sfătuiesc să faceți puțină răscroială ca să așeze bine. Aici nu este nevoie pentru că voi faceți puțin mai las să depășească umărul puțin, adică să fie puțin căzut de pe umeri. Deci, aici încep sânii, da? Aici avem decolteul, ca să vă dați seama. Așa. Și faceți părțile astea două, le uniți și apoi faceți mânecile și puteți să le faceți și puțin evazate. Știți, sunt modelele acelea. Dacă dați căutare pe TikTok top plasă, dar în engleză, o să găsiți foarte multe domnișoare care poartă modelul ăsta. Și este foarte frumos, se poartă peste un maio. Genul ăsta am vrut prima dată și pe urmă zic, stai mă puțin, hai să fac întâi așa. Și pe urmă îl fac și pe ăsta pentru că am fir mult de la Adina. Mi-a dat cadou când am fost la ea un bumbac, v-am zis, foarte bun. Trag puțin cu ochiul printre programări. Cine a scris mai devreme, îmi cer scuze, n-am putut să citesc pentru că vă explicam și se duc comentariile. Eu am început o rochie verticală flowers. Oare nu-i prea răsucit pentru Andrele? N-am încercat firul la Andrele. Asta trebuie să ne spună Vio. Să iau și o guriță de cafea. Deci m-au zis bine, da? Nu am intrat de pe laptop pentru că Sofie este în vacanță și nu vreau să o trezesc. Vreau să doarmă și să se odihnească. Merită și ea după atâta carte. Ia uitați, am ajuns la sfârșit. Bună dimineața tuturor! Deci vedeți exact cum vă explicam. Am ochi de lanț și în ultimul spațiu unde am aici ochiul de lanț voi face picioruș dublu. Nu voi face ochi de lanț, ci în ultimul ochi un alt picioruș dublu. Am văzut ceva, merge Forever la Andrele, dar s-a dus repede comentariu. Da, te auzi foarte bine. Ok, mulțumesc. Doamna Victoria,
Cred că vedeți ce am aici pe masă. Este prosopul acela pe care mi l-ați făcut dumneavoastră cadou. Îl folosesc ca și, cum să zic, recuzită, ca și fundal. Este extraordinar. Vă mulțumesc din suflet. Deci am ajuns la sfârșitul rândului. Și ia uitați cum procedăm. Un ochi de lanț și întoarcem. Și ridicăm piciorușul dublu. Și vă arăt și aici cum ridicăm piciorușul dublu. Introducem croșeta în primul ochi, tragem firul și facem un picioruș simplu. Iar apoi introducem croșeta în bucla din stânga, pentru că la piciorușul simplu avem două bucle. Una, două. În această buclă tragem firul și ia uitați, dăm înălțime și iar piciorul simplu. Și astfel am ridicat piciorușul dublu și vedeți cât este de plin comparativ cu trei ochiuri de lanț, cum făceam noi până acum un an, pentru că eu cred că am un an de când fac metoda asta. Bun, și acum un ochi de lanț și în primul spațiu, deci avem două piciorușe duble aici, picioruș dublu. Un ochi de lanț, în următorul spațiu, un picioruș dublu. Un ochi de lanț, vedeți cât este de ușor dacă simțiți nevoia vreodată să vă relaxați. Și să nu faceți un model foarte, foarte complicat, vă sfătuiesc să realizați modele simple. Eu am lucrat, stai că nu văd comentariu, Margareta, bluza flowers și atât, că nu ajunge în partea de sus și este pe fundal. Un ochi de lanț, picioruș dublu în următorul spațiu. Vă spuneam că dacă simțiți nevoia să faceți ceva foarte simplu, optați pentru modele simple atunci când doriți să vă relaxați. Eu când circul cu metroul, îmi iau ceva simplu la mine. Când plec cu mașina și nu conduc, atunci îmi iau ceva simplu. Pentru că este complicat să faci ceva care necesită rânduri numărate, modele, succesiune. Ia uitați, acum pot să vorbesc cu voi și să fac la acest model. Nu necesită concentrare. Eu am lucrat bluzița flower a lui Vio tricotată și s-a așezat foarte bine firul. Ia uitați cât este de... Știți cât este de moale? Dar, cu toate că pe etichetă vreau să vă spun un secret. Pe etichetă, producătorul recomandă un anumit număr la croșetă. Și o să vedeți, între 2 și 2 și 3, să zicem. E, dacă doriți să obțineți efectul ăsta, ia uitați, moale, 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 folosiți o croșetă mare, cum am făcut eu, da? De 5 mm. Ca să iasă lejer. Și zic ea să mă relaxez eu împreună cu voi și să intru puțin pe pagina mea de Facebook, să vă spun bună dimineața. Mulțumesc frumos, Nicoleta, spor și vouă. Și să croșetez puțin așa, să croșetez în compania voastră. Avem o emisiune vineri la ora 19. O să vedeți ce am lucrat noi în cutia lunii iunie. Am pregătit deja filmările, Viu a filmat unboxing-ul. De asemenea, o să vedeți și alte surprize. Să ne țină Dumnezeu sănătoase și să putem să facem în continuare aceste emisiuni. Necesită un efort din partea noastră, dar și din partea corespondenților. În sfârșit am terminat rochia flower și voi continua cu bluza reverie pentru prietena mea și rochia reverie pentru mine. Le voi lucra în ce? Că s-a dus comentariu. Stați așa să derulez. Ce mă... Da. S-a dus comentariu, mai. Da, îmi cer scuze. O să-mi cumpăr un stativ pentru telefon, ca să-l prind de masă, să-mi fie mai ușor și să am vizibilitate, că acum am stativul, dar exact unde sunt comentariile am o pârghie neagră. Neața Veve, mult spor, draga mea, mulțumesc la fel, Alina. Ieri am pus coletul, astăzi să fie geană pe poartă, că trebuie să vină curierul. Vă mulțumesc tare mult pentru încrederea acordată.
Vă mulțumesc din suflet pentru că mă susțineți și în cealaltă pasiune, lumânăritul, și sunt tare fericită pentru că, v-am zis, fac ceea ce iubesc. Și când văd susținerea voastră, îmi da speranță și știu că o să continui și o să fie foarte, foarte bine. Foarte frumos să lucrez. Foarte frumos. Iar m-am răsfățat și eu puțin. Am avut o programare la salon unde lucrează prietena mea, Laura. Aveam ședința mea de epilat obișnuită. Am început epilarea definitivă și se fac ședințe, depinde cât de repede îți crește părul, pentru că trebuie să urmeze acolo un protocol. Și înainte să ajung la Laura, m-am oprit în drumul meu, m-am întâlnit cu doamna Smaranda, pentru că a comandat niște lumânări și îi mulțumesc tare mult. Mi-a spus că îi vin copiii în țară și vrea să le ofere ceva frumos lucrat de dânsa și, bineînțeles, și o lumânărică acolo. Și de asemenea, m-am întâlnit cu altă doamnă, cu doamna Georgeta. Bine, noi ne tutuim. Acum zic așa, doamna, doamna, pentru că sunt anumite persoane care se simt lezate. Vai, dragă, dar de ce îi spui pe nume, că nu știu ce? Și ați observat că de la o perioadă zic dumneavoastră, ca să nu mai dăm altor persoane apă la moară. Cu toate că eu când mă văd cu dânsele, ne tutuim pentru că ne cunoaștem și, nu știu, și ele îmi spun. Clau nu mai îmi zice așa, că mă simt, parcă mă simt străină. Și mi-am dat comandă, ia că mă duc eu să aduc ca să vă arăt. În iulie tai moțul finului meu. Nu mă refer la Mateo, pentru că mai am doi finuți. Și zic că vreau neapărat să le duc o jucărioară. Și când am avut întâlnirea din 13 septembrie, Sofia a primit cadou de la Georgeta o pisicuță croșetată din fir din catifea. Mi-a plăcut atât de mult și am zis, uite, când o să îi tai moțul, o să le cumpăr băieților o pisicuță. Și i-am dat telefon, i-am spus că doresc, că doresc două pisicuțe. Și ia stați că mă duc să vi le arăt, stați să mai fac puțin. Și mi le-a făcut. Având drum în București, ne-am întâlnit la Piața Victoriei și mi le-a dat. Dispar o secundă, da? Pentru că vreau să vi le arăt. Ce frumos, doarme, Sofica mea. Ia uitați. Aceasta este pisicuța pe care Georgeta i-a făcut-o cadou Sofiei la întâlnirea din 13 mai. Este lucrată din fir catifea. Este atât de drăguță, deci mi-e drag de ea, atât de bine lucrată. Are și codiță. Ia uitați ce rochiță. Fundițe. Și să vă arăt și pentru finii mei. Aceasta trebuie să le... Bine, vor pune ei un nume. Ia uitați, asta cât este de dulce și cu năsucul ăsta pe albastru. Și cealaltă. Stați că mi le-am pachetat frumos în cutii cu toate cele pe galbe. Ca lui Sofie, uitați-le mai, pentru că sunt doi frățiori și zic să nu se supere, că așa este frumos, când te duci la ziua unuia să îi dai și celuilalt, că doar nu se uită copilul și zice, ia uite, mie nu mi-a adus nimic. Da, și Georgeta mi-a făcut aceste două pisicuțe. Îi mulțumesc tare mult
Și vreau să spun așa, draga mea, să ai mai multă încredere în tine și să nu te mai intereseze ce spune lumea, pentru că nu trăiești cu lumea, tu trăiești cu ai tăi în casă. Și ăsta este un subiect despre care o să vorbim și în alte live-uri. Să aveți mai multă încredere în voi și să nu vă intereseze ce spune vecina, ce spune nu știu ce rudă și așa mai departe. Nu trebuie să vă intereseze. Voi vedeți-vă de treaba voastră, pentru că nu vă întreabă nimeni dacă aveți ce să puneți pe masă sau dacă aveți cu ce să vă plătiți facturile sau cum vă simțiți. Asta mă refer, eu am văzut așa pe parcursul vieții, am 40 de ani și am observat că câteodată persoanele de la care nu te aștepți, alea te dezamăgesc cel mai mult și în special dintre rude. Și rămâi așa cu un gust amar, dar trebuie să-ți revii și să continui, să nu te oprești. Nu te opri și tu ai un scop, scrie-ți undeva în minte acolo ceea ce vrei să faci și continuă. Asta îi spuneam și doamnei care mi-a făcut aceste pisicuțe, că mi-a spus că nu prea are încredere în dânsa să posteze, nu are pagină, dar eu o să o sfătuie să facă pagină pentru că este păcat. Face și la comandă așa ceva. Ia uitați-le, mă, cum să nu vă placă? Păi, eu m-am gândit așa, de ce să mă duc eu? Oricum, eu aloc un buget ca să le cumpăr jucării copiilor. Chiar dacă le cumpăr și altceva, cu o jucărie trebuie să te duci la un copil. Și zic, de ce să mă duc? Cum v-am sfătuit și pe voi? De ce să mă duc în nu știu ce magazin? Pentru că tot dau niște bani. De ce să nu îi dau unui om care muncește cu propriile mânuțe? Și am dat comandă acum, de exemplu, la Mari Stanciu, la soțul dânsei, să-mi fac o tăviță pentru moț, pictată, pentru că știți că este pictează foarte frumos și am zis că vreau o tăviță. La fel i-am mai dat lui Marie Stanciu o comandă pentru o jucărie senzorială. Este frumos să ne ajutăm. Este foarte, foarte frumos. Și vă rog frumos să plătiți exact cât valorează, nu încercați să negociați. Întrebați cât mă costă. Eu nici măcar n-am întrebat la sfârșit, pentru că nu-mi place. La început, scuzați-mă, după ce termină omul lucrul și își dă seama câte ore a dedicat pentru acel produs, atunci, la sfârșit, când trebuie să iei, spui cât trebuie să-ți dau. Pentru că, vă spun eu, este urât, rău de tot. E bine să știi și estimativ înainte, dar când dai comandă, să zicem, de o jucărioară, îți dai seama că nu poate să te coste luna de pe cer. Eu înainte lucram și pe comandă jucării și aveam, nu știu cum se făcea, că mă întrebau niște doamne, zice, băi, zice, uite, m-am lovit de problema asta, zic, eu nu m-am lovit. Tot timpul îmi spunea, Clau, am nevoie de o păturică cu o jucărioară, mă duc la botez, Clau, am nevoie de nu știu ce. Și după ce lucram, îmi dădea telefon, pot să vin să le iau, cât trebuie să îți dau. Genul acesta de clienți am avut eu. Și spuneam, atât, niciodată nimeni nu mi-a spus, vai, este prea mult, vai, nu știu ce. Și vă spun, acum 2 ani, eu dădeam o păturică dintre aceea croșetată, 90 pe 90, cu 250 sau 270 de lei. Și o jucărioară de la 100 de lei pornea până la 200. Eu pe Isadora, cu haine de schimb, cu zestre, am dat-o și cu 230 de lei, că mă întrebau doamnele de multe ori de prețuri. Neața, Veve, mult spor, draga mea. Stai așa că s-au oprit Mamă, cât ați stat puțin, că voi a scris în continuare și era în jos. Îmi cer scuze că ai mari dreptate, Clau, nimeni nu-ți plătește nicio factură. Da, ia scrieți-mi să văd dacă mai merge asta. Da, și să încercăm să ne ajutăm. Eu uite-mă, asta are ochii albaștri. Vedeți? Și asta e, uite, căprui. Căprui fură inima oricui. Da, și de aceea, când aveți de făcut un cadou, gândiți-vă, măi, în jurul meu, cine poate să-mi facă? Că noi suntem acum o comunitate tare, tare frumoasă și unită. Și știu, uite, cu tăriță face aia, cu tăriță face aia, hai să ne ajutăm, pentru că ceea ce dai ți se întoarce înapoi. Trebuie să fii deschis, să fii om, să te ajuți, pentru că dacă ne-am ajutat mai mult, ni s-ar schimba viața radical. Neața, Aura, apropo de Aura, ia comandă la mine lumânări dintre acelea la borcănașe, dar nu doar la borcănașe.
toate felurile. Și a făcut săptămâna trecută, a fost invitată la o zi de naștere și a croșetat un șal și a luat o cutiuță și în cutiuța aceea, pe lângă șalul croșetat, a pus o lumânărică de la mine, a pus, ce mai pus mai aura? D-astea micuțe, accesorii micuțe. Am pachetat atât de frumos și mi-a spus că în momentul în care a dăruit acel cadou, persoana a apreciat foarte mult. Da, detaliile fac diferența. Ia uitați-le, măi, ia uitați-le. Mua, mua, mua. Mua, mua, trebuie să le pună nume. O să le fac și poze. O să le fac și poze. Uite cum se iubesc ele amândouă. Mi-e drag de ele. Mi-e drag, mi-e drag. Mi-e drag. O să pun eu să văd cum o conving pe doamna să-și facă și pagină și să posteze acolo. Pentru că are foarte multe lucrări și este păcat să nu o cunoască lumea. Bună dimineața! Că sunt de dulci. Da, măi, Gabi, uite, mă. Da, pentru finii mei. Să le pun în cutiuță. Și cât de frumos, mi le-am pachetat. Da, foarte frumos. Cât sunt de dulci. Mai fac puțin, servesc puțin din cafeluță și o las pe sofica mea să doarmă. Da, o las să doarmă. Cât de repede merge modelul acesta. O să-i zic spor la cafeluță. Merge foarte, foarte repede. Și firul este foarte bun, mulțumesc, Adina Dedu. Uite, apropo de ajutor, Adina. Adina, o știți, locuiește în comuna Nucet, în județul Dâmbovița. Și are un lan de lavandă. Stați așa că mă întrerup. Bună dimineața, draga mea, Doamne, ce frumoase vorbe. Spui, te ascult cu mare drag și ai foarte mare dreptate. Eu, stai că nu mai văd acum, că e trepiedul ăsta, of, Doamne. Of, Doamne, și vreau să citesc. Eu s-a dus. Îmi cer scuze. Las că citesc pe urmă. Citesc pe urmă, să știți. Mă uit în... Eu am pățit așa ceva cu goblenele, dar asta e lumea, ce să mai zicem. Mamă, mai ales la goblen. Vă dați seama ce muncă este acolo, Dumnezeule mare. Nu cedați. Că tot aud, adică revenim puțin mai încolo la Adina, tot aud. Nu este apreciată munca, nu este apreciat lucru manual. Măi, dacă o persoană nu-și permite ceea ce faci tu, asta nu înseamnă că nu e apreciat, asta înseamnă că acea persoană nu-și permite. Locuim într-o țară cu milioane de oameni, ca să nu mai spun că nu ne ține nimeni aici în țara asta, da? Noi putem să postăm pe Etsy, de exemplu, să vindem la nivel internațional și sunt mai multe platforme. Intrați pe grupuri în străinătate și o să vedeți acolo. Cum postează doamnele? Eu n-am văzut acolo jigniri. Să zică cineva ce lucrare urâtă, chiar dacă este urâtă, ce frumos, încurajări. Deci ce am văzut acolo, de exemplu, sunt în foarte multe grupuri din Marea Britanie și sunt doamne, știți că în Marea Britanie femeile sunt sănătoase, frate, sunt zdravene, sunt mai durdulii, dar sunt durduri rău de tot, cât patru femei de ale noastre. Și era o doamnă care postase o rochiță. Era îmbrăcată cu ea, să vedea că era doamna Durdulie. Mai nimeni mă nu i-a spus să zică, băi, dar cum poți să porți așa ceva? Toată lumea, cuvinte frumoase, de laudă, ce frumos este, bravo, cu siguranță o să reușești. Uite, și că spunea că sunt începătoare, data viitoare o să fie și mai bine. Și mă uitam, am citit 200 de comentarii, n-am văzut un comentariu negativ și zic, uite mă, educația, educația omului. Acolo nu sunt persoane frustrate. Deci, am rămas, zic, uite, ce înseamnă, dar revin, educația, 7 ani de acasă. Elena, lucrez, fac și eu ceva pentru relaxare, o bluziță, nu știu ce o să iasă. Așa, și să revenim la Adina Dedu. Adina Dedu, v-am spus că are în comuna Nucet, județul Dâmbovița, la 60 ceva de kilometri de București, are un lan de lavandă. Anul trecut trebuia să mergem la ea, tot la fel ne invitasem, doar că a fost o perioadă, adică nu a plouat o zi, ci a plouat o săptămână. Și am zis că, zic, hai că venim săptămâna viitoare, săptămâna viitoare a cules lanul de lavandă, unde să mai mergem pe câmp. Și anul acesta am vorbit din timp cu ea
Și i-am zis așa, draga mea, hai să stabilim o zi, gândește-te. Și i-a zis, când o să iau și concediu să culeg lavanda, atunci o să facem întâlnirea. Și am anunțat la noi pe grup, când o să fie întâlnirea, a fost duminica trecută, cine dorește să vină, uitați că mă întreba o doamnă, intrarea, cât trebuie să plătească? Intrarea este gratuită, numai când organizăm ceva într-un hotel, la o sală de conferință, este logic, acolo implică niște costuri, chiar dacă și aici la Adina a implicat niște costuri, pentru că fata asta ne-a așteptat cu aperitive, cu mâncărică după ce ne-am întors din lanul de lavandă, cu limonadă, cu multe. Acolo Adina a cheltuit niște bănuți și îi mulțumim tare mult. Așa. Și ea nu s-a aștepta să vină atât de multe persoane. Era foarte emoționată. Viu a venit pregătită cu aparatul foto și a zis: Adina, păi trebuie să-mi dai un interviu, că noi vrem să facem un material. Și a rămas impresionată și vreau să-i zic: Mai Adina, tu crezi că noi venim așa, hai, doar să ne aflăm în treabă? Glumesc. Noi când venim, facem totul la un alt nivel, pentru că ne-am dorit atât de mult să o cunoască lumea. Adina Dedu este o persoană tare muncitoare. Tare, tare muncitoare, și ați văzut că v-am făcut live-uri pe lângă casă, are și grădină și ce solar cu niște roșii frumoase și de nu este ca o furnicuță acolo în grădina aia. Atât de mult muncește femeia asta și mi-am dorit, vreau, aș vrea, ea are un loc de muncă, este conductor de locomotivă, mi-aș dori din tot sufletul să se dedice 100% pentru această afacere. Pentru lavandă, pentru că ea începe acum recolta, culege lavanda, din acea lavandă are aparat de distilat, dacă vă spun cât a dat pe aparatul ăla, 1000 de euro. 1000 de euro, deci are o investiție foarte mare și va trebui să muncească mulți ani ca să acopere investiția și pe urmă o să vină și profitul, dar știu că o să fie bine. Și cu acel aparat obține apa florală de lavandă. Îți mulțumesc tare mult, draga mea, pentru că este extraordinară. Deci, după ce mă demachez, eu îmi dau cu apa aceea pe față și dimineața acum îmi vine să-mi dau non-stop. Și face și cremă. Cremă 100% naturală, pentru că are și ceară, are, deci are totul, totul făcut de mânuțele ei. Ulei de lavandă pe care eu l-am comandat pentru lumânările mele. Ce mai are? Să culez de lavandă. De exemplu, i-am dat comandă, i-am zis: săptămâna aceasta te las să culegi lanul și săptămâna viitoare vreau să-mi dai și mie niște uleiuri și vreau niște sticulețe mici pentru că vreau să fac niște pachete cu lumânări care să conțină și acele sticulețe. Vreau sticulețe mici cu ulei. Uite, apropo, o idee, puteți să, doamnele care lucrează la comandă, poate să comande acele sticulețe și să le pună în comandă cu o carte de vizită. Uite, o idee foarte bună. Vreau să culez de lavandă pentru că vreau să-mi pun peste tot în fire multe, multe, multe. Eu iubesc lavanda. Și vreau mai multe. A, și am zis că vreau și niște buchețele cu lavandă. Da, și mi-am dorit foarte mult, foarte mult să ajungem acolo și să fie totul bine. Și a ieșit extraordinar. Ne-am simțit foarte bine, ca într-o familie. Ne-am simțit și am distribuit pe urmă de pe pagina ei producător. Mă suna soțul meu, i-am respins. Producător lavandă. Producătorul local lavandă este numele paginii. Dacă căutați la mine pe Facebook, o să vedeți că am distribuit cu mare drag. Și de ce fac asta? Fără absolut niciun interes. Fac pentru că doresc să o ajut și pentru că merită acest lucru. Este un om muncitor. Este un om care ne-a demonstrat că este alături de noi, necondiționat. Gândiți-vă că are și un loc de muncă și nu este un loc de muncă pentru o femeie, da? Ceea ce face ea, să schimba cazul și așa mai departe, să conduce o locomotivă, vă dați seama, nu este ușor și ne-a demonstrat că este cinstită, este o femeie atât de finuță și de delicată, chiar dacă este un, deci, la munca câmpului ca un bărbat adevărat, dar sufletul ei este foarte sensibil și sper că i-am dat încredere și că va continua. Acum, cum să zic, și noi trebuie să o ajutăm. Și noi trebuie să o ajutăm și să punem cărămidă cu cărămidă la visul ei, așa cum am pus cărămidă cu cărămidă la visul nostru, visul meu și al lui Vio, visul vise împletite. Dacă aveți nevoie de ceva, vă rog frumos, intrați la ea și comandați-i.
comandați o cremă, comandați o apă termală, Doamne, o apă de lavandă. E bună și apa termală. E bună, mai ales pe căldurile astea, o iei în geantă și îți dai pe față. Și ajutați-o. Ajutați-o pentru că merită. Să culeți de lavandă, îi scrieți și îi spuneți: Adina, fă-mi și mie, Adina, un pachet. Cât vă permiteți voi? 100 de lei. Ce e, mă? Ce mai e 100 de lei? Că uite, am coborât la magazin și i-am dat pe ceva care, vorba bunicii, îl mănânci până seara îl scoți. Eu nu sunt așa grasă, am puțină burtă și din cauza... Olo, s-a dus comentariu. Stați așa, poate reușesc. Ce mă enervează. Mai scrieți ceva ca să ducă comentariul Nicoletei puțin, dar nu mult, da? Eu nu sunt așa grasă, am puțină burtă și din cauza asta nu mai văd, da. Pe ce, tu crezi că eu nu am burtă? Stai liniștită că toată lumea are burtă și cine are burtă mai mare, credeți că își dorește să aibă burta aceea mai mare? Vă dau un exemplu, am o prietenă care a avut probleme grave de sănătate, Dumnezeu a ajutat-o și este în viață datorită lui Dumnezeu. Și ia 20 de pastile fiecare zi. Ea era ca mine, așa, mai slăbuță. Și de la acele pastile s-a îngrășat foarte mult. Foarte, foarte mult. Și îmi spunea, uite, eram la piață și în spatele meu auzeam-mă cum vorbeau. Auzeam cum vorbeau de mine. La început, să știți că se simțea prost și suferea. Și pe urmă și-a dat seama, stai-mă puțin. Știu ăia care este viața mea, știu ăia ce sacrificii am făcut eu, știu ăia că am fost eu în comă indusă atâta timp, știu ăia, nu știu nimic. Da, și mi-am dat seama că nu trăiesc cu lumea și atunci nu mă mai interesează. Da, nu suntem perfecți, mă, nu există perfecțiune, dar trebuie să ne acceptăm pentru că Dumnezeu ne-a creat atât de frumos, să zice, după chipul și asemănarea sa. Dacă noi am spune despre persoana aceea cât este de urâtă, asta ar însemna că tu îl jignești pe Dumnezeu. Da. Oamenii nu gândesc. Oamenii nu gândesc de multe ori. Sunt anumite persoane care sunt frustrate și nu reușesc să depășească problemele și atunci își aruncă veninul în stânga și în dreapta. Dar voi capul sus, capul sus și continuați să faceți ceea ce vă place. Pentru că, repet, nimeni nu vine la voi să vă întrebe. Aveți ce să puneți pe masă, aveți cu ce să vă plătiți facturile sau să zice, vă simțiți rău într-o seară. Știe cineva că v-a simțit rău în seara aceea? Nu o știe nimeni. Sau mai aud chestia asta, las-o dragă că lucrează în străinătate, e plină aia de bani. Voi știți ce sacrificii fac oamenii ăștia care lucrează în străinătate? Credeți că de bine au plecat? Nu, au plecat. Sunt unii care într-adevăr aveau condiții și aici și își doreau un viitor, un altfel de viitor pentru copiii lor. Și atunci oamenii aceia, vă dau un exemplu, am o prietenă care era avocat și a plecat în Germania, necunoscând limba și știți ce face? Pentru că nu cunoaște limba, ea nu poate să profeseze în Germania. Spală scările de bloc. Și mi-a zis, nu mă interesează pentru copilul meu, pentru că și-a dorit, deci copilul și-a dorit și a cerut. Fac acest sacrificiu. De aceea, în viață, noi trebuie să știm să ne coborâm la nivelul oricui. Vă dați seama, spală scările de bloc. Da? Și nu știe să zică nici bună dimineața. Acum o fi învățată, săraca. Dar cineva îi deschide ușa și poate că este nervos în ziua respectivă și zice, ia uite mă, aici n-ai spălat bine. Și nu știe că persoana aia care face munca aia este avocat și că a făcut și a tocit coatele la el în țară. Și uite, de aceea zic, nu trebuie să vă intereseze de absolut nimeni. Voi să aveți încredere în voi. Da, și cine pleacă în străinătate, muncește, 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 nenică. E munca grea peste tot, nu fug câinii cu covrigii în coadă. Ideea e că eu v-am sfătuit de fiecare dată să vedeți oportunitate în orice ați face. Știu să fac prăjituri. Bun. Stai mai puțin, pot să fac și la comandă, da? Să fiți drăguțe cu toată lumea, să lăsați loc de bună ziua, să vorbiți frumos, să fiți plăcute când intrați în cameră și mai sunt alte persoane să se lumineze încăperea, să dați o stare de bine, chiar dacă aveți sufletul acolo, poate că sunteți supărate.
Nu trebuie să vărsați supărarea asupra altora. Nu. Trebuie să încercați să vă rezolvați problemele și apoi să treceți mai departe, că nu vine nimeni să vă rezolvă problemele. Chiar vă sfătuiesc să luați o hârtiuță și să scrieți pe ea. Băi, care sunt lucrurile care mă nemulțumesc pe mine? Asta, ce pot face? Uite, de exemplu, am o casă mai micuță, aș vrea una mai mare, ce pot face? Pe dacă eu intru și comentez lu ăla, lu ăla, lu ăla, deci îmi pierd timpul pe rețelele de socializare, vine cineva și îmi dă acea casă? Nu. Hai mă să văd ce pot să fac. Mai îmi iau un job, lucrez. Și atunci pun bănuț cu bănuț. Adică nu-i rău și eu să-mi iau casa aia, dar uite, mă ajută să obțin un job, am mai mulți bani pe cartea de muncă și accesez un credit. Că asta este viața. Fără credit, nu ne-am născut milionar. Sunt mulți care moștenesc de la părinți, dar sunt mulți, uite, de exemplu, eu m-am mutat aici în București, n-aveam o lingură. Da? Mi-am cumpărat totul, totul prin muncă. Prin muncă. Așa. Stați că aici la sfârșit am strâns prea mult. Așa că victimizarea nu este o soluție. Stați să văd câte rânduri am făcut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai am. Deci nu este o soluție să ne victimizăm. Uite ce vorbim noi la ora asta. Ci să acționăm, să ne gândim ce putem să facem, să ieșim din acea problemă. Ce putem să facem? Uite, eu mă simt rău, să zic. Nu mă simt bine. Trebuie să mă duc la muncă. Îmi iau concediu medical. Îmi iau concediu medical. Dacă eu nu mă simt bine și nu am ce să dau mai departe, și ce fac în ziua respectivă? Stau în casă și îmi plâng de milă? Nu. Mă duc și mă plimb undeva în natură. Și stau eu cu mine. Și mă gândesc. Și mă rog. Credința. Credința în Dumnezeu. Nu contează ce religie ai. Întotdeauna salvează sufletele. Întotdeauna, întotdeauna. Și trebuie, chiar dacă nu te duci duminică de duminică la biserică, tu poți să vorbești cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este accesibil oriunde te-ai afla. De exemplu, mi-e sete. Dacă nu am în casă o cană cu apă, mă duc și îmi cumpăr de la magazin. Aici în București, că nu putem să bem apa asta de la robinet. Însă, dacă ai nevoie de Dumnezeu, exact cum spune și părintele Pimen Vlad, vedeți care o chilie atolită este canalul pe YouTube. Dumnezeu este accesibil oricui. Ai căzut într-un șanț, te rogi, Dumnezeu te aude. Să nu aveți impresia că nu vă aude. Da, v-am zis, indiferent de religie, nu contează ce religie ai, să ai credință. Să ai credință pentru că această credință te va salva, te va salva necondiționat. Luminița, bună fată frumoasă, te urmăresc cu mare drag. Claudița e nevorbită, croșetează și uite vorbește. Vorbește într-una. Până îmi beau și o cafeluță. Hai că mai iau o guriță. Da. Abia aștept emisiunea de vineri. Oricât aș fi de obosită după o săptămână de muncă, în momentul ăla să șterge totul cu buretele, când vă arătăm munca noastră. Dacă aș ști la câte proiecte lucrăm noi și nu putem să le arătăm, pentru că unele sunt din cutie și știți că aceste cutii, după ce ajung la toți destinatarii, atunci facem unboxing-ul, pentru că este o cutie cu surprize și cuprinde proiecte despre care dumneavoastră nu aveți habar și vrem să surprindem. Așa a început ideea la această cutie și așa o să continue. Niciodată nu o să știți componența cutiei, dar uite, aveți încredere în noi și știți că Vio de fiecare dată găsește fire calitative și noi lucrăm cu drag la aceste scheme. Avem agenda și ne scriem acolo ideile pe agenda și lucrăm. Lucrăm. Acum am reușit să te prind. Te pup, lasă că te uiți în reluare. Da, mai am puțin. Când ajung la rândul 13, ne luăm la revedere, că trebuie să fac răscoreala la sub braț. Nu de alta, dar mă suna soțul și nu știu ce vrea. Poate are nevoie de mine. Da. Asta spuneam că trebuie să fiți optimiști. Uite, apropo de Mihaela, că ești aici.
am scria, a avut accident de mașină și era Aurora cu soțul în mașină și era atât de speriată și am zis, totul o să fie bine, ei sunt sănătoși, sunt sănătoși, mașina e distrusă. Nu contează, e un fier. Fierul acela, ori îl repari, ori îl arunci, dar există un locuitor. Pe când, dacă pățeau ceva ai tăi, nimeni nu putea să facă nimic, Dumnezeu atât. Să fim mulțumiți că suntem sănătoși. Și atunci, apropo, că vorbeam cu o mătușă și zic, ce mai faceți? Uite ce să fac, zice, mă doare spatele, dar nu mă las. Azi mi-am pus roșiile, mâine îmi pun vinetele. Nu mă las, mamă, că dacă stau și mă oles, parcă mă doare și mai tare. Și așa muncesc, muncesc și mai uit. Mai uit de dureri. Are o artroză și când o apucă sărăcuța, te pup de la Cluj. Da. Laura Julieta, tu ești care mi-ai dat iconița aceasta? Ia uitați. V-am spus că aveam o iconiță și de cât o am pupat-o, nu avea sticlă, e nici nu se mai vede. Da, și mi-a dat cadou Laura Julieta, dacă tu ești. Și îi mulțumesc tare mult. Da, și apropo, nimic nu se face fără Dumnezeu. Absolut nimic. Iar cei care sunt atei, să fie în continuare. Nu încerca să convingeți un ateu că există Dumnezeu. Fata mea era foarte dezamăgită într-o zi că la ea în clasă sunt mai mulți care spun că nu există Dumnezeu. Dar înainte de test, ce credeți mă că făceau? Să rugau. Păi de ce te rogi mă dacă nu crezi? Dacă nu crezi că există. Și știți ce mi-a zis copilul meu? Are 12 ani. O să le duc apă sfințită. Am de 6 sau de 7 ani apă sfințită de la Mănăstirea Cernica și o să le cer o explicație. De ce nu s-a împuțit apa? Că uite, iei o sticlă, o desfaci și pe urmă se împute. De ce nu s-a împuțit? Și era foarte supărată și i-am zis, nu îți mai bate tu capul cu asta. Zic, stai liniștită. Zice, dar sunt foarte revoltată, pentru că atunci când începe un test, mă întreabă, ai Biblia la tine? Să ne rugăm. Pe la ce te rogi, mă, numai când ai nevoie. Da, te rogi numai când ai nevoie. Da. Te duci la biserică atunci când poți. Nu poți. Dumnezeu este peste tot. Este ideal să te duci. Ideal, ce cuvânt. Este frumos să te duci duminica, chiar dacă nu poți să stai la toată slujba. Știți cât de bine mă simt eu când mă duc? Doamne, Doamne, parcă sunt alt om, orice treabă aș avea. Da, și duminica acum, pentru că n-am putut să mă duc. Mă pregăteam să plec la Adina, mă simțeam tare vinovată și m-am rugat, am zis, iartă-mă, Doamne, zic, acum chiar că nu pot. Și m-am simțit bine, zic, ceva se întâmplă. Și când a venit Laura și mi-a dat iconița asta, mi s-a zbârlit pielea pe mine. Da. Bună, Mari. Da. Pe ce? Crezi că știam că intru live? Îmi serveam cafeluța și zic, ia mă să intru eu puțin cu doamnele mele și să vorbim împreună puțin. Da. Să asculți în reluare pentru că am vorbit și despre tine. Felicitări! Felicitări pentru că Maria acum ține niște cursuri și învață copiii să croșeteze. Ea este președinte pe filiala Ialomița. Dacă sunteți din Slobozia sau din apropiere, să luați legătura cu Mari Stanciu și să vă întâlniți, pentru că aveți foarte multe de învățat. Aceste întâlniri ne fac extraordinar de mult bine. Nu aveți idee. Da, eu sunt. Eu l-am simțit pe Dumnezeu în viața mea mereu. Mă ajută tot timpul și copiii au simțit ajutorul lui. Da, bineînțeles. Bineînțeles. V-am zis, nu contează ce religie. Credință să aveți. Credință. Îmi place să dăruiesc icoane. Da, și ce bine faci. Ți-am zis cât de mult mi-ai făcut și mie. Ce bine mi-ai făcut și îți mulțumesc tare mult. Am întâlnit niște doamne tare, tare drăguțe acolo la Adina. Abia aștept întâlnirea din mai 2024. O să o facem într-un loc mult, mult mai mare. Apropo de asta, îmi scrie o doamnă. Dar întâlniri gratuite nu faceți? Zic, da, doamnă, zic, de când a început vara, tot se fac întâlniri gratuite. Și zic, uite, de exemplu, acum la Adina, zic, nu vă costă nimic.
Intrați, știți că atunci când vă duceți la, în lanul de lavandă, este o intrare acolo în lan, că să fac și poze și nu știu ce. Și zic, veniți cu... nu, stați așa puțin. Și îmi trimite a doua zi mesaj că zice, și cum este organizată întâlnirea? Zice, ne ia un autocar ceva? Păi dacă vă iau un autocar, autocarul acela este închiriat gratis. Să duce Claudia și zâmbește, bună ziua, domnule șofer, eu sunt Claudia Popliceanu de la Vise Împletite și mâine am și o nevoie de un autocar de 50 de persoane, poftim să vă plătesc pe nu, domnule, nu înțelegeți cine sunt eu? Deci te rog frumos, eu sunt Claudia Popliceanu, cum n-ai auzit de mine? N-ai auzit de mine? Pe cum eu croșetez? Da, croșetez, da, am apărut și la televizor, n-ai cum să nu mă știi. Cât mă costă? Vai de capul meu, dar nu-mi permit. Da, deci tot ce înseamnă organizare ca la carte implică costuri, pentru că nimeni nu spune la dispoziție o sală de conferințe, nimeni nu spune la dispoziție cafea și gustări, pentru că trăim într-o zi, societate în care totul se plătește. De aceea, la întâlnirea din 13 mai, am achitat 200 de lei. 200 de lei, o sumă modică, pentru că Viu a plătit pe lângă alți bani, dar nu contează asta. Dar așa, întreagăt vreau să vă spun că ce a fost acolo nu a costat 200 de lei și îi mulțumesc tare mult lui Viu pentru că este un om, este o profesionistă, profesionistă în adevăratul sens al cuvântului, a organizat totul ca la carte, totul, impecabil. Nu a fost ceva să zic, băi, aici trebuia mai bine. Nu. La nivelul la care suntem în momentul de față, totul a fost perfect. Poate pe viitor o să dorim să facem și altfel, dar asta înseamnă evoluția. N-ai cum să fii, cum să zic, la un anumit nivel până când nu urci treaptă cu treaptă. Pentru că dacă tu ești pe prima treaptă și vrei din prima pe cea de-a 10-a treaptă, s-ar putea ca la jumătatea drumului să cazi și să te lovești atât de tare încât să nu-ți mai revii. De aceea, drumul spre succes, succes nu însemnând bani, ci succes ajutând oamenii, se face cu pași mărunți. Da, este un sentiment unic să dăruiești, așa este, și un sentiment unic să ajuți. V-am spus că eu am trimis solicitare aici la sectorul 4 să înfrumusețez Parcul Lumea Copiilor. Știți că mi-au răspuns și mi-au spus că deocamdată se află parcul în prin proces de bla bla bla, băi, un răspuns de la zi mă din prima, nu se poate. Mă iei tu cu birocrația și citesc eu 20 de rânduri ca să-mi spui la sfârșit printre rânduri. Nu suport genul acesta de, da, într-un cuvânt nu se poate în perioada asta, dar mă asigură că în viitorul apropiat o să țină cont de cererea mea. Da, cererea mea. Mulțumesc frumos, Primăria Sectorului 4. Vă mulțumesc tare mult. Da, nu e nicio problemă. Uite, de exemplu, apropo de asta ce mi-a spus doamna care mi-a dăruit pisicuțele, că a avut odată o chestie și că a dat-o înapoi și că nu mai are încredere. Eu vă spun așa, credeți că eu nu am întâlnit piedici? Credeți că Vio nu a întâlnit piedici? Ce s-ar fi întâmplat dacă noi, când am fi primit un comentariu negativ, ne-am fi oprit? Gata, mi-am strâns jucăriile și am plecat și plâng și nu mai îmi revin. Nu, domne. Suntem conștiente că cu anumite persoane rezonăm și suntem conștiente că anumite persoane nu ne suportă. Și este perfect normal. Perfect normal. Ce este anormal? Este faptul când cineva încearcă să-ți arunce cu noroi în munca ta. Atunci, da, este anormal. Dar faptul că tu nu mă placi pe mine este un lucru normal, pentru că nu rezonăm, nu suntem pe aceeași lungime de undă. Bună, Ana Camelia, ce faci? Ana Camelia își face acolo căsuță, are o căsuță și lucrează cu Vali la ea. Căsuță de asta micuță. Face și ea un colțișor pentru ea. Da. Voi mai aveți și acum câte o piedică. Bine că ați învățat să... Stai că nu văd că iar e comentariul ăsta.
Să nu băgați lumea în seamă, la asta te referi? Da. Și apropo de asta, i-am spus doamnei, dacă eu m-aș fi oprit, am deschis canalul de YouTube acum 7 ani, da? Și mi-a scris o doamnă, că ce fac eu acolo, că nu fac nimic bine și nu știu ce și așa mai departe. Eu am avut foarte puține comentarii negative pe canal. Dar vă spun așa, deci chiar la început, că mi-am deschis martie, acum 7 ani, eu ce trebuia să fac? Măi, doamnă, în primul rând că eu sunt începătoare, i-am explicat. Ceea ce învăț eu, vreau să dau mai departe. Sunteți la un alt nivel? Vă pup? Aveți atâtea, atâtea canale din care puteți să învățați. Bine, nu erau. Erau în engleză. Mi se pare că o singură tipă era, da, JT-ul. Totul JT-ul, așa se numea canalul acela. Și, da, pe urmă au început să apară mai multe canale, mai multe canale. Multe au continuat, unele s-au oprit pentru că această muncă trebuie să o faci constant și nu vă dați seama ce venit să obții. Apropo, venitul din YouTube, da? La 1000 de vizionări se plătesc 0,45 de eurocenți și cu impozit, scade impozit din ala. Vă dați seama câte miliarde de vizionări și de aceea dacă iubești ceea ce faci, tu trebuie să gândești outside the box, dincolo de cutie. Ce pot eu să fac, mă? Ia uite ce frumos croșetez. Mă apreciază lumea? Da, mă apreciază vreo 30.000 de oameni. Hai să încerc să le dăruiesc ceva. Dacă oamenii ăștia simt că eu fac bine, mă vor susține. Muncă cinstită, da? Uitați, am început cutiile. Pentru că am dorit să continuăm exclusiv pe acest drum. Puțin câte puțin, puțin câte puțin. Și ne ajută bunul Dumnezeu și într-o zi o să fie și mai bine. Dar trebuie să ne mulțumim deocamdată cu ceea ce avem. Pentru că ceea ce am construit noi s-a făcut prin muncă, prin pași mărunți, muncă multă, ore, sute, mii, mii de ore de filmat cu trebietul între picioare, cu dureri de spate și să vă uitați în seria mea 100 de modele de croșetat la acele modele în care vă explic rând cu rând 20 de rânduri, că mi-a zis Vio, nu e sănătoasă. Și ai zis, da, tu e sănătoasă, zic, câte tutoriale ai făcut. Da. Din fiecare piedică, noi trebuie să învățăm. Noi trebuie să învățăm. Și chiar în săptămâna în care am organizat, mamă ce m-am întins la vorbă, încă puțin și gata. În săptămâna în care am organizat evenimentul, bine, Viu a organizat evenimentul din timp, dar în săptămâna de dinaintea evenimentului am avut atâtea piedici. Și inclusiv cu aceste agende ne doream din suflet să le lansăm atunci. Stai să vă arăt în cadru. Agende pe care puteți să le achiziționați de la Vio din magazin. Avem agenda mea cu vise croșetate și agenda mea cu vise tricotate. Atâtea piedici am avut. Și vă dați seama că noi vineri, înainte de sâmbătă, de eveniment, am fost invitate și la Vorbește Lumea la ProTV. Du-te acolo cu recuzita, du-te, fă aia, fă aia, trezește-te de dimineață. Dar am zis, trebuie. Deci am fost toată săptămâna în transă, noi n-am simțit nici oboseală, nici nimic, nimic, nimic. Și în momentul în care ne-am întâlnit cu voi, zic, asta este răsplata. Să vină cineva, să umpli o sală, mă, o sală de conferințe de 60 de locuri, să fie full și în ultima săptămână să mai ai 20-30 de mesaje că doresc să vină. Ce mai poți să-ți dorești? Vă dați seama, ați văzut cât de greu se organizează o întâlnire și cât de greu te organizezi să zici, haide, vino, vino să ne întâlnim și zic, spun, haide, vin eu, strângi 3-4 și că dimineața te anunță că eu nu pot să vin. Foarte greu, foarte greu. Și mi-am dat seama cât suntem noi de binecuvântate. Faptul că au venit atâtea persoane, vă dau exemplu pe Emi, de la 750 de kilometri, vă dați seama, cu trenul să vină pentru tine, să vină pentru tine, măi, să te vadă. Soțul meu era jos la hotel și zice, mă duc jos pentru că erau două intrări, zice, și să le aduc. Și era o doamnă, zice, mi-a zis a doua zi, tremura din toate încheieturile. Tremura toată. Și am zis, nu trebuie. Când am văzut-o că tremură, zic, stați liniștită. Eu sunt un om foarte lipicios. Chiar dacă ai emoții că o să mă întâlnești, în 5 secunde ți s-au dus emoțiile și sunt un om foarte deschis și îmi place viața. Deci îmi place viața. Și îmi place să râd, să mă plimb, să mă bucur de orice și de iarbă. Că m-a întrebat o doamnă la Adina, de unde aveți atâta energie? Energia vine din interior. Da.
Din interior. M-am trezit cu focul să croșetez la proiectul ăsta. Chiar dacă eu azi o să scriu la schema pentru rochia Flowers. Din Flowers. Nu știu cum o să o numesc, văd eu. Da. Și am zis, energia vine din interior. Dacă tu ești fericit cu ceea ce faci, muți munții din loc. Da? Ești fericit, ai împlinire sufletească. Mulțumesc, Mega Image, pentru acustică. Mamă, de nu trântesc ăștia. Da. Eu le numesc încercări piedicile și când zici trebuie și când zici, stai mă, că nu vă bine, trebuie, nu am văzut, n-am văzut că s-au dus comentariile. Da. Alina Iftimovici, un alt exemplu de perseverență. Doamna aceasta, atât de talentată, care locuiește la curte și are treabă și în curte, croșetează, tricotează, face cardigane zmeurică și uite că a reușit să vândă cardiganele alea pentru că a devenit expertă, vă dați seama. Da? Aveți nevoie de un cardigan, vă gândiți, cine poate mă să-mi facă? Păi uite, o sumpă Daniela Vatră, o sumpă Alina Iftimovici și alte doamne, de aceea tot timpul v-am zis, măi, dar zic, scrieți-vă acolo, ce puteți să faceți? Apropo, la întâlnire v-am zis, faceți-vă cărți de vizită, este o oportunitate. Deci vedeți dincolo de cutie, vă rog din suflet, vă întâlniți cu cineva, aveți, mă, pregătite niște cărți de vizită, le scoateți la o imprimantă normală, la un Xerox. Să aveți sufletul deschis, uitați ceea ce fac eu, uitați, îi dați o carte de vizită, nu știți cu cine vă întâlniți în metrou, cu un fost coleg, cu cine vă întâlniți pe stradă, la piață și nu v-ați mai văzut de nu știu câți ani, să fiți pregătite, uite ce fac eu, uite asta, 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 nu trebuie să vă fie rușine, de ce lucrați cu mâinile, că mi-a zis o doamnă că mi-e rușine să spun ceea ce fac, că eu am terminat dreptul așa și care e problema, mie nu mi-e rușine nici să spăl WC-urile în momentul de față. Nu mi-e rușine. Este o muncă cinstită. Și apropo, dacă nu ar fi omul care ar spăla WC-urile, tu te-ai duce în mizerie, să respectați toate meseriile. Că înainte spunea cine e, a, e frizeriță, a, aia e proastă, n-a făcut carte, e frizeriță. Păi tu știi, mă, să te tun singură. Nu știu, unde te duci la frizeriță? A, e bună atunci, nu? E deșteaptă? Asta ce înseamnă? Că tu ești mai proastă ca ea. Pentru că tu nu știi să te tun singură. Da, unghiile. Am văzut că nu mă pricep. Nu mă pricep, băi frate. Mi-a zis Laura, am o prietenă care și-a deschis pe cont propriu, uite, face manicura. Eu când am auzit, zic, gata, mă duc la ea, vreau să o ajut. Vreau să o ajut. Am un an de când mă duc la fata asta, care stă undeva pe la Dimitrie Leonida. Și mă duc la ea. Mă duc la ea pentru că muncește, stă, uite, așa, cocoșată și face unghii toată ziua și le face bine. 2 ore și jumătate stă să-mi facă mie unghiile. Vă dați seama? 2 ore și jumătate. Cum să nu ai tu respect față de persoana aia? Cum să nu ai respect când ea muncește pentru a-și asigura traiul? De ce ea muncește? De-aia v-am zis, nu trebuie să nu mai lucrez către sfară scurea, nu trebuie să desconsiderați pe nimeni. Pe nimeni. Femeie de serviciu, foarte bine. Femeia de serviciu poate are niște copii care vor deveni medici și te vor trata pe tine. Ai grijă. Ai grijă cu cine vorbești și în trafic, cât poți să fii de nervos, pentru că nu știi pe cine claxonezi. Vă dau un exemplu și închei pe urmă, că eu nu mă mai opresc. Într-o zi, la școală, s-au făcut la Sofic acolo, cu sens unic. Și a venit unul, eu eram cu mașina mea, eu am o mașină mare de teren, și tot mă claxona. Și am scos capul pe geam, pentru că aveam coloana în spate, și am spus, zic, nu vă supărați, s-a făcut stradă cu sens unic. El nu, tot înjura, nu știu ce. Și m-am dat jos, foarte, foarte finuț, m-am dus la el la geam și zic, ai două posibilități. Ori mă urc pe tine, pentru că am cu ce, ori sun la poliție, ori tu decizi. A început să râdă și a dat cu spatele. Băi, dar tu ești idiot, tu nu vezi că în spate am coloană, spun că este stradă cu sens unic. În loc, și avea loc de parcare, adică dădea puțin cu spatele. Da, câteodată sunt nervoasă, recunosc. Cam mai pățit acum, recent, nu vrea mai să dea un metru cu spatele și ai zis, mă urc pe tine. Când aveți o mașină mai mare, așa îi spuneți, mă urc pe tine, păi, dacă nu înțelegi cu frumosul, da. Și omul ăla, când m-a văzut, deci a început să râdă și a dat cu spatele și zic, dar uitați-vă în spate, zic, am coloană de mașini, ok, greșeam, asta e, am greșit, da, recunoaște, am greșit, dă-te-mă un metru cu spatele. Da, și încă o chestie, odată unul s-a înjurat cu celălalt și când să-și dea seama, opa, pe cine înjurase? Pe proful de istorie.
Deci aveți grijă pe cine înjurați, aveți grijă cu cine vă purtați, că nu se știe ăla care este îmbrăcat neîngrijit cum o să vă primească la spital cu halatul, pentru că medicii de regulă sunt mai neîngrijiți, în sensul că nu au timp să se dichisească și atunci dați de dracu, în adevăratul sens al cuvântului. Da, mă, stați-mă că iau asta așa, ca să pot să opresc. Așa, eu lucrez ca menajeră, sunt apreciată și bine plătită pentru munca mea, bravo! Nu trebuie să-ți fie rușine. Nu trebuie, mă, să-ți fie rușine. Ce fac? Spăl. Spăl mâncase la oameni. Omul ăla nu are timp să spele și mă duc eu și sunt plătit. Care este problema? Da, nu este o rușine exact. Vă pup să-mi sun și eu soțul, că cine știe ce vrea să mă întrebe. Da? Vă doresc o zi minunată. Sunt foarte fericită pentru că am putut să fiu alături de voi. Este miercuri și trebuia să intru de dimineață, dar v-am zis, având în vedere că este vacanță, îmi las, mă, copilul să doarmă cât vrea, până la două, până la două. Vă pup să aveți o zi extraordinară.